Slujba de sfințire a centrului a fost oficiată de preasfinția sa, Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, care a transmis un mesaj cald comunității. Dacă ați fost atenți când am intrat în această clădire, ne-a întâmpinat un mesaj. Dincolo de bine ați venit, ni s-a spus să așteptăm, uniți prin cultură, vom face moara mai bună. Excelent! Mesaj de întâmpinare, domnul primar, înseamnă că aveți consilieri buni. Asta arată că ce-ai pus la moară în sac, așa făină vei avea. Ce-ai măcinat la moară în viața ta până la un anumit moment, cam așa vei fi tu după aceea. Te-ai preocupat în timpul vieții tale, de elev, de licean, de student, să adun ceva bun în lăuntrul tău, ai măcinat la moara aceasta lucruri frumoase, după aceea vei fi un om care te vei prezenta frumos în viață. Primarul Eduard Zminski a mulțumit tuturor celor implicați în realizarea centrului și a remarcat sprijinul colegilor din primărie, al consilierilor locali, al fostelor administrației și al comunității. Mulțumiri speciale i-au fost aduse și Emanuelei Pătrășcoiu, șefa CNI. Noul centru cultural a fost realizat printr-o investiție de 1,5 milioane de euro, susținută de Compania Națională de Investiții, CNI. Vă spun tuturor că de ce am ales ziua aceasta de 8 noiembrie? Din moș strămoș la moara era hramul de Mihai și Gabriel. Și așa a lucrat Dumnezeu ca să închidem lucrarea aceasta tot acum de Mihai și Gabriel și să o sfințim acum și să ne bucurăm și să ne dansăm și să facem o petrecere frumoasă în cinstea comunității. Mulțumesc din suflet încă o dată! Programul a continuat cu prestațiile artistice ale corului bărbătesc din Moara și grupului folcloric Dor, care au încântat audiența și au deschis calea mult așteptatului bal al gospodarilor. La eveniment au participat sute de localnici îmbrăcați în costume populare, care au marcat, prin dans și voie bună, revenirea unei tradiții îndrăgite. Atmosfera a fost întreținută de membrii ansamblului Arcanul al Universității Ștefan cel Mare din Suceava și de formația Classic Band. Noul centru cultural din Moara, pe lângă funcția sa de a găzdui evenimente culturale, oferă un spațiu modern de socializare și întâlnire și devine astfel un simbol al unității și al respectului pentru tradițiile locale. Centrul cuprinde și un muzeu cu obiecte donate de localnici.